Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îmi dau seama că noi, adică eu cred că noi avem o impresie greșită despre șpăgari. Adică despre cei care iau șpagă. Da. Aia care cer, cei care sunt la primire. Cei care se îmbogățesc din asta. Adică nu ți se pare așa că e ușor să ceri și să iei mită? Nu, domnule, e de muncă. E de muncă. Adică trebuie să insiști, să te zbați. Așa cum antreprenorul obișnuit și cinstit nu doarme noaptea că nu-i plătește clientul facturile și n-are din ce da și el salarii la angajați, așa și ăla care cere șpagă nebunește de grijă că întârzie mita și n-are bani pentru ce are el nevoie. Da, om, pune țiglă pe casă, om, face ceva, adică întârzia. Da. Deci la frământările... Are și el termene. Exact. La frământările sufletești ale mituitului și păguitului nu ne gândim. Și asta trebuie luat în calcul. Și vă dau cazul, să-i spunem, cazul pisălogului domn Ciprian Daniel Damian Asanache. Este un domn? Da. Unul singur. Ciprian Daniel Damian Asanache, ofițer de poliție în cadrul Corpului de Control al Ministerului Afacerilor de Interne, care l-a sunat și i-a dat mesaje de 126 de ori în 4 luni unui om de afaceri căruia i-a cerut mită că ăsta întârzia cu plata. În 4 luni are dreptate. 126 de ori în 4 luni. Băi, și ăsta a exagerat cu întârzierea. Asta înseamnă mai mult de un telefon pe zi. Da. În medie, dacă faci socoteala, dar probabil la început l-a sunat mai rar și pe urmă, când au văzut că se îngroașe, a accelerat. Să insiste, da. Deci, domnul Asanache și cu celălalt s-au cunoscut, erau în internație în spital. Și, mă rog, diverse probleme și cum stai pe hol, mai vorbești. Păsta, ce te doare, ce ce ai, cum se uiște analizele, da. Dintr-una într alta, ofițerul Asanache, îmi place numele ăsta de mor, ofițerul Asanache, a aflat, zici că e dintr-o piesă de Tudor Mușatescu, a aflat că noul lui prieten avea ceva afaceri în construcții, cu diverse necazuri în justiție, plus o nevastă care lucra și ea în poliție și își dorea o avansare. Și aici, pac, a simțit imediat oportunitatea unei asanări a portofelului interlocutorului. A avut simțul, știți? A simțit imediat. A simțit business. Da. Și a început să se laude care relații în MAI, că poate rezolva orice pentru prețul corect. Nu știu exact ce discuții o fi avut acolo, cum o fi fost, dar la un moment dat, când ți-e greu să spui nu, păi zice omul, bine mă, ok, hai că da, gata, numai să scap de el, îi dai un da și vezi ce faci mai departe. Și a cerut mai întâi o mică atenție de 3700 de lei, atâta, 3700 de lei, ulterior și-a mărit pretențiile la 15.000 de lei. Doar că prietenul afacerist a ezitat să plătească și după aia a început să tragă de timp. E că a făcut și el un studiu de piață de la 3700 la 15.000, știi? Da, între timp. A plecat de jos și a cercetat piața și a zis, stai un pic, aici e rost de mai mult. Panică pe domnul ofițer Asanache, indignat de neseriozitatea celui căruia îi ceruse mita și nu plătea, a început să-l bombardeze cu telefoane și mesaje, care sunt la dosar. Și mesajele sunt, cum ar fi, de exemplu, scuză-mă că te stresez, ai vreo veste? Sunt stresat pe tema asta și vreau să rezolv. Nu insistam. Și mii de scuze pentru insistențe. După care, deci sunt multe mesaje, le-am găsit în presă, mă rog, ziare.com scrie despre asta, dar sunt pe date și ore. Deci, 15 iulie, 19.56, ai rezolvat? 19 iulie, la 9 dimineața. Sper să-mi dai o veste bună azi și să nu mă mai amâni și să răsp. Adică să răspunzi. O oră mai târziu, apel vocal ratat. La 19, încă o oră și un sfert mai târziu. Azi e 19, sper că nu ai uitat. Tot pe 19 iulie, la prânz. Trei semne de întrebare. Tot pe 19 iulie, la ora 17.49 de minute. Nu-mi place deloc că nu răsp și nu-mi zici nimic. Tot pe 19 iulie, la ora 15.48 și 54 de secunde. Te rog să-mi scrii și să-mi zici dacă o rezolvăm sau nu. Pe 21, apel vocal ratat. Tot pe 21, mai pe la prânz. Mă lasă nervii, zi dacă o rezolvăm. El îi cerea, insista ca ăsta să se ducă cumva la unul dintre operatorii de telefonie, unde avea domnul Asanache abonament, cred. Și să-i plătească niște facturi restante. Că îmi taie ăștia telefonul, zicea. A, să-i plătească telefonul? Da, 3700 de lei. Acum eu nu înțeleg. A, deci inițial a cerut șpagă, da, să-i plătească stingerea datoriei la telefonie mobilă. Mă, cum faci datorie 3700 de lei la telefonie mobilă? Serios întreb.
Numai roaming, altfel eu nu văd cum. N-ai cum. Da, păi asta el, mă... Ei ți-l opresc dacă... Dacă nu plătești, pa. Da. Deci el a făcut probabil 3700 de lei într-o lună. Bă, dar fi... stai mă că eu acum am căzut în partea de milă. Ăsta săracul cerea... Asta nu-i și pagă, e... Da, ce e, mă? Bani de telefon. Bani de telefon. De vă rog că da. Cerea bani de telefon. Și ăsta la altul nu-i dădea nenorocitul. Deci inițial 15.000 ceva și după, măcar telefonul să mi-l plătești și te rezolv eu. Hai, nu vrei să te rezolv. Discuția în salon a fost inversă. Lui ai s-a făcut milă de el că e și bolnav și n-are nici bani de telefon. Și ăsta este că în schimb îl ajută și el cu să o promoveze pe nevastă sau mai știu eu ce. Da. E, instanța n-a considerat așa. Nu? Nu. Eu închis, cele din urmă... Nu spune că eu închis telefonul. Nu cred că mai are telefonul acum. Exasperat, mă rog, omul de afaceri, până la urmă a sunat la DNA. Vezi, doamne, mă bârâie unul la cap, 126... Se plătesc telefonul. Da. Și au organizat un flagrant, l-au prins pe domnul Asanache cu sacoșa cu 15.000 de lei și, mă rog, procesul, prima fază, i-au dat 3 ani cu suspendare, 120 de zile de muncă în folosul comunității. Asta e, cred că e o zi pentru fiecare mesaj. Așa adică, pare să fie o zi pentru mesaj. Dar și domnul Asanache, adică se vede că e începător aici. Ea, clar, odată că s-a înțepat la sume mici. Și doi, bă, mai sunt și contracte pe care le treci la pierderi. Asta e, în viața antreprenorială se mai întâmplă, mai găsești și un client de ăsta țepat. Părea începător, nu cred că. Preste... Da. Întrebarea e dacă a prestat serviciu domnul Asanache sau a vrut plata înainte. Aici este discuția. Cred că era cu avans. 3700 era numai avans. Și eu cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.